Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la deschiderea celei de-a 33-a ediții a Târgului de Turism al României. Ne aflăm astăzi la deschiderea Târgului de Turism al României, ediția de primăvară, manifestare care reunește peste 260 de firme pe o suprafață de peste 11.500 de metri pătrați. Este o manifestare expozițională care s-a impus de-a lungul timpului și acest lucru se datorează dumneavoastră, expozanților noștri, dar și colaborării foarte bune pe care Romexpo o are la edițiile Târgului de Turism cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism, ANAT, partenerul strategic al acestei manifestări, cu Federația Patronatelor din Turismul Românesc, cu Organizația Patronală a Turismului Balnear din România, precum și cu Asociația Națională de Turism Rural și Ecologic, cărora le mulțumim și cu această ocazie pentru colaborare. Permiteți-mi în continuare să-l invit în calitate de gazdă pe domnul Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industria Română. Domnule prim-ministru, domnilor miniștri, domnilor ambasadori, doamnelor și domnilor, Camera de Comerț și Industria României, în calitate de gazdă, probabil entitatea cu cea mai mare infrastructură de business din România, este onorată să vă aibă aici, la acest târg minunat, care, din câte am aflat de la specialiști, este cel mai mare târg de profil din Europa de Est. Și acest lucru ne bucură foarte mult. Este un sector de activitate pe care toți trebuie să pariem, este un sector de activitate care sperăm și cu noul cod fiscal să aibă o creștere, dacă nu liniar moderat în sus, măcar, sau cum vrem noi, exponențială. Și cred că premizele noului cod fiscal indică acest lucru. Am să invit acum la microfon din partea Asociațiilor Patronale din Turism, pe domnul Alin Burcea, prin vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, pentru a transmite mesajul domniei sale. Bine ați venit la târg! Așa cum s-a spus mai devreme, este cel puțin, din câte mi-aduc eu aminte, prima dată când primul ministru al României participă la deschiderea Târgului de Turism. Îi mulțumesc în mod special pentru acest lucru, pentru că înseamnă un mesaj pentru noi, dar acest mesaj vine și după ce au fost date două acte normative extrem de importante în decembrie, pe care le știți. E vorba de TVA-ul de 9% pe care l-am cerut ani de zile și care s-a rezolvat. Este vorba de legea voucherilor de vacanță, care sperăm că se va rezolva în curând. Apropo de legea voucherilor, înseamnă la cei 5 milioane de salariați, 4 milioane de români care pot să meargă în vreme de 3 ani de zile în România. Este o lege care duce la creșterea traficului în România. Aș vrea să mulțumesc organizatorilor. Pot să spun, deși sunt o persoană care se ceartă în general și sunt câteodată agresiv, n-am prea avut motive de discuții sau, dacă vreți, de discuții în contradictoriu cu colegii de la Romexpo, cu Camera de Comerț. Lucrurile au ieșit bine până acum. Suntem de asemenea mulțumiți, sigur, nu foarte mulțumiți, pentru că reprezentantul unor asociații patronale niciodată nu trebuie să fie foarte mulțumit sau nu trebuie să o spună, dar suntem mulțumiți pentru faptul că lucrăm foarte bine cu Ministerul Turismului, am lucrat două luni la lege și la alte acte normative, deci sunt foarte multe premize pozitive ca 2015 și 2016, având în vedere, estimate domnule prim-ministru, și codul fiscal la care clasa de oameni de afaceri se roagă să iasă și se roagă chiar, dacă vreți, literalmente, sperăm să iasă. E un cod fiscal care ne va ajuta să rămână mai mulți bani în buzunarele oamenilor, pe care se cheltuiască unde? Evident, în turism. Sunt multe de făcut. Noi am rămas, după cum vă spuneam, agențiile de turism ultimii mohicani, care încă avem 24% și sper că acest mesaj subliminal să fie bineînțeles. Vedeți că sunt foarte mulți ambasadori, i-am așteptat la intrare, probabil 20. Avem aici miniștri, secretar de stat din Bulgaria, fratele nostru din Moldova, așa, după cum spunea președintele Camerei de Comerț,
este cel mai important târg din Europa de Est. Sper să crească și să fie bine. Vă mulțumesc tuturor. Sper ca participarea turiștilor în principal să fie cât mai mare. Mulțumesc celor care sunt prezenți și îmi permit să dau cuvântul domnului prim-ministru. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, stimați organizatori, participanți la acest târg de turism, vă mulțumesc pentru invitație. Înțeleg că la 33-a ediție, în sfârșit, participă un prim-ministru. Sper să particip și la 66-a, ca să păstrăm această tradiție din 33 în 33 de ediții. Dar dincolo de asta am vrut să dau un mesaj foarte clar de sprijin al politicilor guvernamentale pentru un domeniu care a fost, din păcate, mai tot timpul o cenușăreasă în România. Și dacă domnul Vurcea nu ne-a criticat, fac eu autocritica necesară. Cred că este un domeniu cu un uriaș potențial de creare de locuri de muncă, de venituri pentru buget și pentru zona privată, de dezvoltare stabilă și durabilă și mai bine mai târziu decât niciodată. S-a menționat aici despre cele două inițiative recente care sunt menite să sprijine în mod fundamental dezvoltarea turismului. În primul rând, reducerea TVA-ului la 9% pentru pachetele all-inclusive și pentru zona de alimentație. Am înțeles aluzia subtilă că ar trebui să extindem acest regim de 9% la tot ceea ce ține de turism și cred că în noul cod fiscal această doleanță extrem de legitimă se va regăsi. Al doilea lucru, legea voucherelor de vacanță. Am făcut primul pas. În general, în România ne iese primul pas, nu ne iese al doilea. Și anume, normele de aplicare. Sper ca în cel mai scurt timp, împreună cu Ministerul de Finanțe, să avem și acest al doilea pas. Și sunt convins că 2015, cu aceste două instrumente, va fi cel mai bun an pentru turismul românesc pe care l-am avut cu siguranță din 1989 încoace. Sunt încă două lucruri pe care aș vrea să le spun. De câte ori am ocazia, oriunde, în străinătate, în țară, încerc să promovez ceea ce înseamnă cu adevărat potențialul turistic al României. Am și recunosc un proiect special pentru ceea ce consider una din cele mai mari comori, nu doar ale României, ci ale lumii, Delta Dunării. Probabil că știți că pentru că vin de la o întâlnire cu Comisarul European pe Politici Regionale, doamna Crețu, că în alocarea bugetară 2014-2020 pentru România, 1 miliard de euro este prevăzut pentru ITI, pentru zona Deltei Dunării. Să dea Dumnezeu ca toți cei care sunt beneficiari, publici și privați, să cheltuie acel 1 miliard de euro pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru păstrarea biodiversității și dezvoltarea turismului în Delta Dunării. Și la ediția 66, dacă voi fi întrebat ce am făcut bine, am făcut acest lucru, această alocare specială. În același timp știu și înțeleg că e vorba de întreaga Românie, de diverse tipuri de turism și că toate trebuie sprijinite. Am o nemulțumire în mod special și o autocritică, nemulțumirea e la adresa guvernului, al meu și al altora. Faptul că n-am reușit până acum, prin Autoritatea Națională pentru Turism, să sprijinim cu adevărat dezvoltarea turismului. De fiecare dată a fost prea multă birocrație, de fiecare dată au fost piedici, interese diferite și au rămas bani europeni necheltuiți, au rămas legi neclare și am încercat să înțeleg dacă e o problemă de oameni, dacă tot schimbând oamenii sau dacă realitatea e că e o problemă de sistem. Și cred cu adevărat că pentru turism soluția corectă nu mai este a unei autorități naționale strict publice guvernamentale, ci a unui parteneriat între guvern și zona privată. Am primit deja o propunere, o organizație națională pentru turism, o formulă pe care țările mai deștepte decât noi au folosit-o deja, pentru că întotdeauna zona privată în turism va fi mult mai adaptată la realități, mult mai flexibilă și mult mai capabilă de a promova politici decât o zonă guvernamentală, inevitabil
birocratică și destul de lentă. Dacă și adresez un apel către reprezentanții zonei private să ne sprijine în acest parteneriat public-privat, iar deciziile de politici privind turismul din România să nu mai fie luate de funcționari guvernamentali, ci să fie luate împreună cu mediul privat, în așa fel încât să avem cu adevărat politici eficiente. În rest, da, știam eu că autocritica atrage laude. E o realitate însă pe care o întâlnesc. Sunt deja 3 ani de când tot caut o soluție să fim mai eficienți și am ajuns la concluzia că doar parteneriatul public-privat o poate face. În rest, vă asigur că măsurile fiscale, cele deja adoptate și cele din codul fiscal, vor fi cu siguranță implementate și vor fi stabile, după care cu un TVA redus, cu condiții fiscale foarte bune, vă rog pe dumneavoastră să oferiți servicii de calitate, să plătiți toate taxele, să ne ajutați să-i combatem pe cei care, prin evaziune fiscală, vă fac dumneavoastră competiție neloială și să avem cu adevărat un sector al turismului care, alături de IT, alături de alte câteva domenii extrem de moderne, să aducă cu adevărat bunăstare și dezvoltare României. Vă mulțumesc și vă urez mult succes!